Olá, meu nome é João Vitor Roberge, eu sou o autor do blog O Craiovano. Estou aqui na cidade de Craiova, na Romênia. Na verdade, neste momento, no Parque Nicolae Romanescu, que é um dos principais do país e o principal da cidade. E aqui em Craiova, eu consegui uma entrevista exclusiva com um dos grandes jogadores da história do futebol, considerado o maior jogador romeno de todos os tempos, ele, Gheorghe Hagi. O Hagi esteve aqui em Craiova para a partida entre CS Universitatea Craiova e Vitoru, o clube do qual o Hagi é técnico desde o ano passado e do qual ele é fundador e proprietário desde 2009. A entrevista foi concedida 3 horas antes de o time do Vitoru deixar o Hotel Golden House e ir até o estádio extensível onde foi realizado o jogo. Hagi fala da carreira de jogador, das Copas do Mundo que disputou e do seu projeto de revelar grandes talentos para a Romênia através da Academia de Fotbol Gheorghe Hagi, que são as categorias de base do Vitoru. Confira agora a entrevista exclusiva com Gheorghe Hagi. Esse Hagi é um monstro, Tostão! Gol de Hagi para a Romênia! Mai mulți oameni nu știu despre cariera ta în în Liga 1. Și cum a fost asta pe farul sportul Steaua? Cu Faro am debutat în prima ligă, am jucat 17 meciuri, am marcat 7 goluri, am crescut de la 10 la 14 ani, după aceea am plecat la București, e o echipă, am jucat 4 ani pentru lotul național, în campionate, unde era un proiect important în România. După aceea am venit echipa care, să zicem, mai inițiat în fotbal, la Faro. După aceea am venit Sport Zențescu, o echipă în București, unde de primele 4 locuri, unde majoritatea jucătorilor erau studenți, care erau la facultate. Am crescut, m-am dezvoltat foarte bine acolo, o echipă foarte bună, în vârful clasamentului. Niciodată n-am fost campion, dar în 3 ani și jumătate am multe realizări acolo, golgeter, cel mai bun jucător, titluri. După aceea am plecat la Steaua pentru că Steaua era campioana României și m-am dus la ea pentru că aveam nevoie de o echipă mare, puternică, care să mă facă să fim și mai bun. Și acolo am câștigat iară titluri de campion. Și crezi că cel mai bun moment a cariera ta a fost Galatasaray? Cel mai bun moment al meu? Nu. Ăla a fost finalul carierei. Nu cred că cel mai bun, nu. Începând, eu am început, cum ți-am zis, bine la vârsta mea, am debutat în divizia. Am sărit la lotul național de la juniori direct la lotul național A, echipa de seniori a României, direct, n-am jucat niciun minut la U21, deci am sărit direct, am debutul meu în prima ligă a fost foarte bun, am evoluat bine și la Sportul, super de bine la Steaua, unde am ajuns și în finala Champions League, am pierdut-o, am câștigat Supercupa cu Steaua, am multe campionate. În Europa, am dominat Europa 5 ani de zile atunci cu Steaua. La Madrid și la Barcelona, bineînțeles că sunt cluburile cele mai importante unde sunt foarte mulți fotbaliști extraordinari. Am fost și eu acolo, am marcat la ambele 2 goluri de la jumatea terenului ca să știe fiecare de să-mi lasă amprenta în locul în care am fost. O mândrie, o onoare să joc la ambele cluburi, puțin fotbaliști în lume au făcut lucrul ăsta, eu din România, mai ales din român. După aceea am jucat în Italia, unde am învățat la Brescia 2 ani, unde tot ce însemna fotbalul italian în acea perioadă, perioadă foarte bună, unde fotbalul italian era cel mai bun și toată lumea, toți mari jucători jucau în Italia. Și după aceea a venit sfârșitul carierei, care a fost așa cum trebuie, la Galatasaray, 5 ani fenomenali în care am crescut împreună, am devenit o echipă puternică, am câștigat în Europa. Și 94, crezi că era posibil să faci o performanță mai bună, o semifinală, o finală? Eram singura echipă, probabil, din, asta pot să zic sigur, construită, făcută, care semăna cu Brazilia, care a fost cea mai bună și puteam să îi batem. La fel,
o echipă care, pe temperatura care era în America, căldura care era, erau 6 jucători, 7 jucători care făceau bine faza defensivă și erau 3 jucători în atac, cum și voi ați avut atunci, care erau letali, era foarte bun, contraatac foarte bun. Noi îl aveam pe Răducioiu, pe Ilie Dumitrescu și pe mine, care viteză, tehnică, forță, de toate. Așa că eram singurii care puteam să-i batem. Păcat că n-am gestionat acele 5 minute așa cum trebuie. Și 90-98, crezi că era o echipă cu aceeași nivel de 94? Aia din 90 era mult mai tânără, nu așa de experimentată cum eram noi în 94, că jucam de 4 ani afară la echipe foarte bune, cluburi foarte mari. Tânără, talentată, la fel de talentată, la fel de puternică. Cea din 98 era spre finalul carierei, unde la fel am jucat bine, dar nu ne-au ieșit rezultatele așa super de bune. Dar am fost tot la fel, eram unii jucători, eram spre final și cred că s-a simțit. Crezi că cum nu știu foarte bine acest cuvânt în română, evaluare. Cum faci o evaluare din cariera ta în general? A fost foarte bună? Crezi că deci a fost peste expectative? Nu, fiecare în carieră, în primul rând trebuie să-ți fixezi obiective, eu sunt mulțumit de tot ce am realizat în fotbal. Bineînțeles că totdeauna mai există acel puțin momentele în care dați puține acelea în care puteau fi mai bune. Poate singur lucru că n-am câștigat niciodată balonul de aur, atâta, dar în rest eu zic că am fost la nivelul cel mai înalt, nu regret nimic, fotbalul mi-a dat foarte mult. Acum sunt tot în fotbal, îmi place mult, e o pasiune care o am, iubesc fotbalul și acum am investit în... Având că am creat Academia, care e foarte bună în România și o echipă în prima ligă. Ai început cariera de antrenor, era 2001, da. Și a fost momente de ceva tumultuoase din cauza ratarea la calificarea. Cum s-a întâmplat asta în acest moment? Nimeni nu se... Așa a fost... Știți cum e, istoria se scrie, nu sunt persoana care să îmi pare rău ce am făcut. Sunt deciziile care le-am luat, bune, rele, momentul, astea sunt. A fost păcat că nu ne-am calificat pentru că echipa a jucat foarte bine. Am intrat în ultimele 3 meciuri și mi-a părut rău pentru că n-am fost sprijinit după aceea cum trebuia. Și atunci automat am renunțat. În rest, nu îmi pare rău că am luat echipa în acel moment, că era... echipa României, iubesc, îmi place de ea și... Dar asta e. Și ai fost antrenor din mulți ani și după, cred că 2012, s-ai oprit și după, acum în 2014, ai revenit ca antrenorul de o echipă care este... de asemenea, patron. Da. De ce ai o tarață să revin ca antrenor? Da, mie îmi place să fiu un fotbalist, îmi place să fiu antrenor. După o perioadă, totdeauna mi-am dorit să fac o academie importantă în România, să fie cea mai bună, care să producă jucători importanți pentru loturile naționale. Acest obiectiv mi l-am împlinit în acești 6 ani și automat, la un moment dat, am venit un moment, așa am crezut, că e bine să antrenez eu echipa noastră de seniori, echipa mare, FC Viitorul, și aici așa. Echipa a fost fondată... Stau mai sigur, nu mă dă nimeni afară, așa că n-am conducere care să mă schimbe. A, da. Da, da, ai glumesc. Și în 2009 ai înființat Academia și FC Viitorul. De ce această decizie de... o creație de o club nou de la zero în locul de a face o preluare din o altă echipă din România? Era o academie. Da. Deci la noi a fost vorba de academie. Mi-am dorit pentru că fotbalul mi-a dat totul, m-am realizat prin fotbal, îl iubesc, îmi place meseria de antrenor, atunci am crezut că e necesar să creez o academie bună, competitivă, să dăm o șansă copilului român care să aibă un mediu
foarte bun și infrastructură și condiții extraordinare să și îndeplinească visul, să ajungă fotbalist cine vrea și cine poate. Nu? Important e să-l găsești pe acel jucător și să-i creezi condiții ca el să ajungă să facă sport de performanță. Nimic altceva. După aceea, ușor, ușor, a venit și echipa de seniori. În timp așa a venit, am promovat și în prima ligă și acum suntem forțați de moment în care să o facem să devină și ea o echipă competitivă. Cum e pentru să atrage fanii pentru echipa atât de nouă? Pentru că sunt echipe foarte cu tradiție foarte mare și e înfițat pe ce viitorul la Constanța. Cum e pentru a e tradiție, castiga tradiția fanii? Am și eu multă. Da. Și la mine tradiția e bogată. Da. Păi, nu știu, vă las pe voi să vă gândiți, așa că e un proiect al meu personal și atunci cred că am un nume, am tradiție, am fani, am tot, da, asta... ușor, ușor, dar lucrurile nu se fac imediat, așa că și eu am fani foarte mulți, pentru că, și eu am tradiție foarte mare, așa că... Am văzut că echipa are mai mulți fani decât înainte, e o echipă acum care, am ajuns la Constanța, care câștigă mai fani. Am ajuns la Constanța și avem identitatea noastră, stadionul nostru propriu, în academie și ușor, ușor lumea a venit lângă echipă, lângă mine și ușor, ușor o să vină. Cu siguranță o să vină, sunt sigur de lucrul ăsta. Și cum e să fie șeful, patronul al propriu fiu? Cum e această experiență cu Ianis? E un băiat care îi place mult să joace fotbal, iubește fotbalul, are talent, îl tratez ca pe orice alt copil care e talentat, are șansa lui, un băiat care sper să aibă să-și creeze o carieră a lui personală, depinde de el, nu mai depinde de mine, pentru că ce a fost greu a făcut, e talentat, a promovat în prima ligă, a și marcat la 16 ani, de acum încolo e capitanul la național, la echipa națională. Ușor, ușor își sper să-și creeze un viitor foarte bun, o carieră frumoasă, să fie ambițios, dar nu e nicio problemă pentru că eu îi tratez pe toți la fel, nu, toți îmi sunt dragi, investiția mea e în mulți copii, nu doar într-unul, el e al meu, dar investiția e în foarte mulți copii, noi avem foarte mulți copii tineri. Și o întrebare mai delicată, cred. Și aceasta, acest transfer la Fiorentina, da. S-a vorbit despre asta. Cum a fost? El, nu, nimic. E jucătorul nostru încă un an de zile. Fiorentina ne-a lăsat să joace încă un an pentru noi. Da. Deci, ne-a lăsat încă un an să crească, să maturizeze, să rămână la noi și după aceea, bineînțeles că ei vor decide dacă ce vor face. Am auzit că ai fost aproape când era jucător, ai fost aproape de la Universitatea Craiova. Am reușit la facultate aici, la Craiova, da. A, da? Da, și am vrut să vin la Craiova, dar nu s-a putut. A, și unde ai fost? Unde ai fost? Nu a putut să... Am plecat la Sport Zențescu, unde era echipa, da. Era în premier. Deci eu am vrut să vin la Craiova, dar... cum zic, na, până la urmă am ajuns la Sport Zențesc, eram jucător valoros, curtat de toată lumea și, da. Mă rog, dar mulțumesc Craiovei pentru că totdeauna vin aici cu drag și e o locație super care a dat României imboldul acela de care, încrederea de care aveam nevoie că se poate să și câștigi. Și acum suntem aproape de sfârșitul. Și cum evaluezi contextul și perspectivele ale fotbalului românesc în acest moment? Crezi că viitorul poate face un ajutor mai mult mare pentru aceasta? România trebuie să lucreze numai pentru viitor, să investească în tineri și să creeze o strategie importantă la nivel național, să putem să dezvoltăm așa cum eram înainte, cum a fost în 90-2000, unde în anii 80-90 s-au făcut investiții importante la nivel global, la nivel național și de acolo a ieșit acea generație foarte bună care ne-a bătut 10 ani cu toate echipele din lume. Așa credem că și acum se poate, trebuie să construim, dar nu e ușor, e nevoie de timp, dar în primul rând e nevoie de un proiect puternic care să se realizeze în timp și să producă mulți jucători. Și crezi că echipa națională poate face performanța la Euro? Prima oară trebuie să ne calificăm. Da. Încă nu suntem calificați. Aproape, da?
mergem foarte bine și după aceea, bineînțeles, că vom vedea acolo până mai până acolo, drumul încă mai e, mai sunt meciuri de jucat și nu putem să vorbim înainte, cel puțin eu asta am învățat în fotbal, să nu vorbesc înainte, dar șanse mari, stăm bine, suntem pe primul loc, lucrurile merg bine și sperăm să meargă tot așa, să ne calificăm la europene și după aia vedem acolo. Echipa în ranking FIFA e cea la... mai bună din vreme, din vreme lui, din, da. Din vreme lui generație de a, de a crezi că această echipă e cea mai bună după... Nu, e locul, e locul în clasament care e, e momentul, e un moment cea mai bună. Nu, echipe bune am avut în anii 70 și în anii 80 am avut echipă bună și în 90. Nu, acesta e un moment, dar e un moment. Dar crezi, din secolul 21, crezi da. Că e echipa mai, mai bună? Dar nu pot, nu pot să evaluez, e doar locul în clasament, în momentul de față e un loc bun. Dar în ultima perioadă s-au făcut, au venit și rezultatele bune, dar e un moment atâta. Doar dacă ajungi la europene, la mondiale, faci performanță mare, atunci putem, nu? Calificări, să ne calificăm. E un moment, e un moment bun și sperăm să-l exploatăm. Și cea ultima întrebare, cred că ce e în viitor, viitorul acum? Ce e în viitor pentru, pentru proiectul? Pentru mine? Da, pentru această echipă. Să ce, ne, ce, ce să creștem mai mult în academie. Anul ăsta, dacă nu știți, jucăm și Champions League la junior, în UF Team, cu generația de 97-98. Ne-am calificat să jucăm meciuri în Champions League. Trebuie să ne creștem mult în academie anumite aspecte de antrenorat, de predare, de dezvoltare a jucătorului, de perfecționarea lui. Ne întărim aici, să facem anumite lucruri să meargă mult mai bine, pentru că eu sunt un tip exigent, după aceea viitorul să crească, să rămânem în prima ligă și să promovăm foarte mulți jucători. Să dăm foarte mulți jucători care să ajungă în echipa națională a României și în 2020 11 jucători în naționala României din 30 sau din, din lotul național să fie din academia noastră, care, care au, au plecat din academie. Foarte da. Bine. Bine. Cred că asta e okay. Tot. Bafta multă. Mersi mult. Un meci. Și cu golul marcat, Supercupa care n-a marcat din lovitură liberă când a câștigat cu Steaua, Supercupa Europei. Un prieten, Tafarel. Tafarel. Dacă suntem în Brazilia, Tafarel. Ele Tafarel! Antrenorul. Care ai... Idolul meu și ca jucător și antrenor, cui? Un titlu, un campionat. Păi multe. Hai să, să zic așa, important, cel cu Galatasaray în primul an. Când am marcat în minutul 90, ultimul. Golul din minutul 90 cu Istanbul Sport, care ne-a adus titlu. Recepție, bineînțeles că e cea de la Mondiale din America. Ne-am fost foarte aproape să jucăm toate meciurile, semifinală cu Brazilia. O echipă nu pot, pentru că am jucat la Barcelona, la Real Madrid, la Galatasaray, la Steaua. Sunt patru cluburi, celelalte din România care m-au crescut, Farul, Sportul, care m-au crescut, celelalte care m-au ajutat, am făcut performanță la nivelul cel mai înalt. Nu pot să rămân cu un club. Cel mai mulți ani am jucat la Galatasaray, în Turcia, dar echipa mea preferată e România. Băiatul meu. Da. Da, dar nu e chestia, e mic, e tânăr și eu cred în el. E greu, din 300 ceva de, de, de goluri marcate, așa ca 70%, 70% din afara careului, e greu să rămân cu unul. Dar, având în vedere că suntem la, am fost la mondiale, în campionat mondial, cel cu Columbia. Și vamos noi! Olha o cruzamento para a grande área! Gol! Demiage! Ele pensou!
percebeu que o goleiro Córdoba não fica debaixo dos paus. Age! Olha o goleiro. Olha lá. Ele olhou e bateu consciente e botou de forma extraordinária. Não é que nem o Amarildo fez, não, que bateu e a bola entrou. Ele olhou e levantou. 2 para a Romênia, 0 para a Colômbia. Esse Age é um monstro, Tostão.